Avem un cuvânt astăzi care mi-a fost așezat pe inimă și m-a câștigat pe mine mai întâi și vreau să-l aduc înaintea dumneavoastră și să-l împărțim împreună în prezența Duhului Dumnezeu. E o dezbatere cumplită aici în America cu privire la Biblie. Se ridică o denominațiune care are mare, mare pondere și, și cuvânt greu de spus împotriva Scripturii se ridică împotriva Scripturii și spune, pe de-o parte, lăsați Vechiul Testament la o parte, numărul 1, numărul 2, Noul Testament nu se știe dacă e adevărat. Acesta e tonul care a fost dar fără nicio frică de Dumnezeu sau rușine de oameni. Imediat am primit și eu un telefon. Domnule, dar tu ce crezi despre treaba asta? Domnule, ce a lipsit din prezentarea aceasta este făgăduința lui Dumnezeu, prin care el a spus, Duhul Sfânt vă va călăuzi în tot adevărul. Tu ai vorbit despre un cetățean cu creierii uscați care citește Biblia și nu-i place. Și ce asta? Spune mie despre cineva care citește Sfânta Scriptură sub călăuzirea Duhului Sfânt. Și atunci îți va spune că această călăuzire e desăvârșită când citim Scriptura. Scriptura este desăvârșită sub călăuzirea Duhului Sfânt. Nu sub călăuzirea minții mele sau a tradiției sau a omului în general sau a demonilor care folosesc și Scriptura pentru un lucru sau altul, ci sub călăuzirea Duhului Sfânt. Astăzi vom învăța despre diferența dintre cale și scurtătură. Scurtătura este... noi practicată. Toată lumea Caută un shortcut, o scurtătură și dorește să ajungă mai repede, dorește să rezolve mai repede multe probleme. Chiar și la computer avem acolo shortcut, capii, v capi c știm noi ce facem acolo. Ca să... Sunt scurtături. Ăstea știți de cine sunt inventate? De unii pe care i-ați blama voi, de leneși. Ăștia sunt cei mai mari experți în a găsi scurtături. Nu există așa ceva. Și ele sunt bune. Da, să zic, ăștia nu trebuie. S Ați văzut că în stup există o clasă de persoane numite trântori. <laughs> și, pe trântori de obicei, îi arunc afară toamna, da. Ei, dar dacă n-ar fi ăștia, n-ar mai fi nici albine, vă spun sigur. Astfel că leneșii sunt pionierii inventării scurtăturilor, uh, shortcut. Și... Dacă în orice domeniu shortcut scurtătura aceasta este bună, în ce privește credința în Dumnezeu este fatală. Acolo nu există scurtătură. În ce privește mântuirea, e un drum fără ieșire. Nu există scurtături în acest domeniu. Există calea. Eu sunt calea. Nu eu sunt o cale, o, dar ce facem cu ăștia care nu cunosc pe Iisus? Ați văzut de război aici în America? Nu vă frământați voi de ei. Vor veni de la răsărit și de la apus și vor sta la masă în împărăție pentru că ei au cunoscut pe Mântuitorul lumii pe o cale sau alta. Fie prin mesajul naturii, fie prin experiența vieții. Fie pe o cale. Nu te frământați. Tu... Doamne, ce o să fie cu asta, zice Petru? Cu Ioan vrea să știe. Și Domnul zice, ar fi bine să știi de tine. Tu vină după mine, și vedem noi cum rezolvăm cu Ioan uh, situația în care ne găsim. Astfel că uh, în ființa noastră există tendința aceasta de a găsi o cale diferită de calea lui Dumnezeu. Ați observat omul mândru? El caută o scurtătură, să nu cumva să fie vreodată umilit cu ceva. Pomul greșit caută și el o scurtătură ca să nu recunoască cumva că a greșit, să-și ceară iertare, caută o scurtătură. Și o găsești. Sunt unii care nu au zis mamă și tată părinților soției niciodată. Nu. Eu cunosc o familie în care soțul nu i-a spus soție sau nevastă niciodată. Găseau o scurtătură ca să nu trebuiască să meargă pe aici. Iisus a spus, nu merge pe scurtătură. Dacă s-a întâmplat ceva, du-te la fratele tău. Du-te la fratele tău și vorbește cu el. Dacă s-a întâmplat ceva și, spu și rezolvă lucrul ăsta. Îți spun asta pentru sufletul tău. Nu, eu aș vrea să merg direct la Dumnezeu, dacă se poate. Nu te duce, te trimite acasă. Nu te duce, te duci degeaba, faci tot drumul degeaba. Și avem exemplu care e legat de textul nostru afișat aici, al prietenilor lui Iov, care își dau seama că au greșit grav în felul cum au tratat ei pe cel suferind și în felul cum au prezentat ei pe Dumnezeu în suferință și au dat seama că au făcut păcatul acesta. Și vor să o ia pe scurtătură, să se ducă la bunul Dumnezeu și să zică cum aveam noi o vecină care drăcuia și după aia spunea Doamne iartă-mă, în aceeași frază deci. Și ei se gândesc că ar fi bine să meargă direct la Dumnezeu. Și Domnul spune, No, sir. Vă duceți la robul meu Iov, al cărui suflet l-a rănit așa de adânc, aduceți o jertfă de iertare și numai în vederea lui, spune bunul Dumnezeu, numai în vederea lui vă voi ierta pe voi. Iertare pentru voi, iertarea pentru voi trece pe aici, nu pe scurtătură. Nu există scurtătură. Aș vrea să mergem în Sfânta Scriptură și să învățăm împreună în Ioan, capitolul 18, versetul 33: Ce înseamnă să nu o iei pe scurtătură în ce privește conștiința ta? E mult mai simplu să fac altul e conștiința mea. Spre exemplu, Hitler. Führerul e conștiința mea. Ce am făcut după aceea? Nu, eu nu am conștiință, el este conștiința mea. Sau să spunem, biserica este conștiința mea, sau pastorul este conștiința mea. E foarte ușor de luat pe un drum de felul acesta. Las că sunt ei acolo care... E foarte ușor de evitat citirea scripturilor. De ce să mai citim scriptura personală? O luăm pe scurtătură. Ne zice acolo, sâmbătă sau duminică, ne zice ceva, o predică și am plecat acasă. Pe scurtătură. Nu, no, domnul a spus, nu se poate, nu poate nimeni să mănânce în locul tău. Nu, no, nu poate nimeni. Nu poate nimeni să respire în locul tău, alți că se roagă pentru mine. Nu, nu. E vorba de respirația plămânilor tăi. E vorba de sufletul tău, e vorba de tine. Nimeni nu poate să respire în locul tău. Nu lua pe scurtătură pentru că nu există. Nu există ieșire, este un drum închis lucrul acesta. Și în momentul în care Pilat se adresează lui Isus și îl întreabă, ești tu împăratul iudeilor? Isus zice, hai să lăsăm întrebarea aceasta la o parte. Am o altă întrebare pentru tine. Aceasta este expresia conștiinței tale sau ești un mercenar pe care l-au pus alții să întrebe așa ceva? Ești tu sau te-a pus altul? Aici Mântuitorul nostru înalță însemnătatea trăirii în lumina cugetului tău, a celei mai bune lumini pe care o ai în cugetul tău la un moment dat, cea mai bună lumină. Lumina crește toată viața. Dar aceasta înseamnă, e chemarea pe care ne -o adresează Dumnezeu, tu ai conștiință. Tu vei da raportul lui Dumnezeu. Când vei sta în fața raportului vieții, tu vei sta în fața raportului conștiinței tale. Conștiința ta a știut ce ai făcut când ai făcut lucrul ăsta. Nu, nu arunca pe vecinul. Eu și-o pe scurtătură ca Saul, ce s de întreabă Samuel. Păi hai să o luăm pe scurtătură. Poporul a făcut chestiile. n a aruncat responsabilitatea. Nu. No. Abigail nu a aruncat responsabilitatea. Abigail i-a spus lui David, domnul meu, eu sunt persoana care a creat acest conflict cumplit în care urmează să piară toată casa tatălui meu. Eu sunt de vină, spune ea. Ea nu a spus, dumnealui e bețiv și, na, dacă e beat, e beat, nu poți să... N-a spus cuvântul ăsta. Și a asumat lucrul acesta. Mântuitorul nostru nu ne-a dat nou îndemnuri la virtute, ci s-a întrupat și a luat asupra lui nelegiuirea noastră a tuturor. De ce ea scrie în Cuvântul lui Dumnezeu aici de la tine, spui, treaba asta e expresia conștiinței tale? Sau te-a angajat cineva să faci lucrul acesta? Isus îi spune lucrul acesta având în vedere sufletul lui și primejdia care îl păștea pe omul ăsta, să aibă conștiința dictată de altcineva. În lumina cugetului tău, respectă glasul Duhului Dumnezeu în cugetul tău. Mergi în lumina aceasta potrivit cu înțelepciunea pe care Dumnezeu ți-a dat. Deși în casă, acum să facem? Creștem pe ăsta micu, dar există o scurtătură cu ăsta micu. Nu, trebuie să treacă zi și noapte de un telefon în brațe sau un iPad, pe scurtătură. Crește ăsta de n-ai văzut. Și mi-a scris mama ieri, a spus, sunt complet disperată, mi-au arestat literalmente copilul și l-au dus la Comisia de Moralitate. De aici s-a înființat o comisie. Copilul meu a lucruri de neimaginat după ce i-am dat tableta aceea. De acolo am învățat. Bun venit, prietenul meu! Bine Asta e un băiat care vrea să fie mai aproape de... Nu, nu e mulțumit să fie la, la distanță mare. E mai scurt așa. E mai ușor așa. Și cu venitul la biserică. Nu. Mai venim. Ce bine că azi am fost mai, mai mulți. Mai venim. Dar dacă avem video acasă, nu are niciun rost. Punem pe scurtătură, vedem slujba de acolo și dormim liniștiți. Pe când Dumnezeu a spus, nu, nu părăsi adunarea. Nu zice nimeni când nu se poate. Nu zice nimeni în pandemie sau în situații din acestea. Nu, 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 să, nu să nu înțelegem greșit. El spune acest lucru despre momentul când poți să faci așa ceva și totuși alegi să pe scurtătură. A, păi că mi-e lene asta. Nu zici așa ca să nu te audă cineva, dar în realitate acesta. Păi că mi-e lene și... Da, dacă ar lua casa foc, ți-ar mai fi lene? Doamne, ferește, aș sări ars. Dacă s-ar lua un câine după mine, aș avea o viteză, ar zbura pietrele în urma mea. N-aș mai zice. Deci nu e că nu se poate, nu se știe, nu se... E pe scurtătură. E mult mai scurt. Iubiții mei, calea lui Dumnezeu ne-a fost arătată deschis în Scripturi și Domnul a spus, iată drumul, mergi pe el, nu pe scurtătură. În Ioan capitolul 10 avem această mărturie a Evangheliei, o mărturie cutremurătoare. Nu scapă nimeni de această mărturie pentru că scrie acolo oricine. După cum scrie în textul de aur oricine și aici scrie tot la fel, oricine. Și aș vrea să citim împreună dar aș dori mult să participarea voastră. Vă rog să punem minte la contribuție, și să încercăm să aflăm și să înțelegem ce ne spune Domnul aici. Iar capitolul 10, versetul 1. Adevărat, adevărat, vă spun că acela care nu intră pe ușă, cine e ușa? E clar. Acela care nu intră pe ușă, unde? În staul. Nu în cărciumă, nu în bordel. Nu, în staul e vorba. Acela care nu intră pe ușa Hristos Iisus, ci intră pe ușa, Doamne, Doamne, noi am prorocit în numele Tău, am făcut minuni în numele Tău, am scos dracii în numele Tău, Doamne, intră pe ușa asta ei. Ați observat că ei nu au pomânit niciodată numele Mântuitorului, niciodată în, în pledoaria lor. Au spus în apărarea lor aceste lucruri cum le-au trăit ei, dar acestea erau lucrurile prin care ei credeau că se poate intra în staul. Și de ce a venit și au spus așa ceva? Și acestor oameni credincioși, am făcut minuni, ne-am rugat, am făcut toate felul de lucruri, acestor oameni credincioși, Domnul le spune, nu ne cunoaște, nu ați intrat pe ușă. Ați intrat prin treburile astea. Nu merge. E adevărat că o scurtătură din asta este mult mai la îndemână. Vă rog că mereți acasă să studiați personal din scripturi ce înseamnă calea îngustă și calea largă? O să revenim și o să, așa să mă întreb și să-mi spuneți ce este calea îngustă și să-mi spuneți ce este calea largă. Și o să rămâneți uimiți, pentru că noi am zis că calea largă e cu lumea, cu păcatele lumii. Așa am zis că e calea largă și calea îngustă e calea Domnului. Și o să constatăm de la început că această cale largă este calea faptelor tale bune prin care consider că vei intra în împărăție. Și calea îngustă este Hristos, în care un om e dezbrăcat de faptele dumnealui și scoate și șosetele din picioare până la urmă, ca să poată să aruncă bagajele, aruncă tot și intră în împărăție, așa cum a spus Iov, gol și ieșit din pântecele mamei mele și dacă m-am întors în împărăție, m-am întors îmbrăcat în haina lui Hristos, nu e haina mea cu care am venit eu în lume, nu este haina în care să fie vreun fir de țesătură omenească. Nu există așa ceva. Adevărat vă spun, cine nu intră pe ușă în staul uveilor, ci sare pe altă parte, este un hoț și un telhar. Cine intră pe ușă este acela care merge în împărăția lui Dumnezeu prin Domnul Isus Hristos. Plus nimic. Plus zero. Altceva nu există. Totuși, cineva vrea să sară pe altă parte. Și atunci zici, domne, omul nu se duce la cărciumă, vine la credință, vine la biserică. Mântuitorul spune, zice, nu este un om care vine la biserică, este un hoț și un tâlhar. De ce? N-a intrat pe ușă, a sărit pe altă parte. Și spune domnul așa, hoțul nu vine în staul lui Dumnezeu decât să fure, să junghe și să prăpădească. E sigur lucrul acesta. Eu am venit ca oile să aibă viață și să o aibă din belșug. Doar când scrie aici, hoțul nu vine decât să junghie, să fure și să prăpădească. Acum vă întreb eu pe voi, ne-am învățat ceva frumos, sabatul trecut sau celălalt, și anume că balaurul stă înaintea femeii, nu să o mănânce pe ea, ci să mănânce pruncul Iisus din viața ei. Și aceasta vrea să facă cu fiecare dintre noi. Vă întreb eu acum când scrie aici, hoțul nu vine decât să junge să, să fure, și să prăpădească. Pe cine? Cel din tâi. Cel din tâi păstorul. După ce cade păstorul, oile sunt risipite. Voi bate pastorul și oile se împraște. Nu este ceva de privit acceptabil social. Cineva, da, e Așa, așa cred unii, așa cred alții, așa cred ceilalți. Nu. No. În momentul în care cineva sare pe altă parte și nu intră prin Isus, ușa oilor, omul acela de fapt este un hoț și un tâlhar, nu este un cetățean care vine în vizită. El a venit cu acest plan. Ați observat că dincolo de cuvintele pe care le avem în scripturi spuse de cel rău, este mult conținut. Când el a spus, voi fi ca cel prea înalt, sau când sare în staul pe altă parte, și ai zice, ai, e ok, dacă fiecare are calea lui, venim pe calea noastră. Nu, nu are fiecare calea lui, este o singură cale. Nu avem e, În momentul acela, când cel rău a spus, voi fi ca cel prea înalt, în realitate, știți ce avea el în minte? crucea de la Golgota, asta înseamnă pentru el să fie ca cel prea înalt, răstignirea lui Dumnezeu. A fi ca cel prea înalt, cel prea înalt este unul singur. A fi ca el nu există ca acel prea înalt. Nu. No. Ci numai în locul lui. Acest lucru se petrece cu noi și exact așa a fost povestea copiilor dacă ați observat. Le-a arătat copilor o cutie pe care scria cereale, dar nu erau cereale în ea. Și le-a arătat copiilor o cutie în care erau cereale și într-adevăr s-a dovedit. De aceea, noi avem trebuință de acest scump dar al deosebirii duhurilor. Prin darul acesta vom cunoaște binele și răul. Și prin darul acesta vom alege binele. Noi nu avem putere, chiar dacă le-am cunoaște, suntem înclinați de la început spre rău. Dar prin harul bunului Dumnezeu, în intersecția aceasta, în la bifurcația aceasta, vom putea să alegem ceea ce este înălțător, ceea ce este vrednic de iubit, vrednic de primit, aceea să vă însuflețească, spune cuvântul lui Dumnezeu. În, în, versetul, în versetul 10, sublinierea faptului că hoțul nu vine decât să fure și să se prăpădească, nu este un, un fenomen ca acesta care s-a făcut studia acum în societate, le-a arătat filmul Schindler's List cei care l-ați văzut, lista lui Schindler, cum a scăpat el din de acolo. Și după film, a luat un, un interviu, a făcut un sondaj între oameni. Tu cine ești din filmul ăsta de aici? Eu sunt Schindler. Toată lumea care a fost acolo s-a identificat cu Schindler. Dar oasă, cum rămâne cu ceilalți? Ați observat că la masa sfântă, ei nu au fost mânați de duhul acesta, eu sunt Schindler, eu sunt salvatorul, eu sunt Nu, no. Și ei au spus, Doamne, nu cumva sunt eu. Când scrie aici, hoțul nu vine decât să fure, să junge și să prapadească. E bine să ne întrebăm fiecare, începând cu cel ce stă în picioare în momentul ăsta. Nu cumva, Doamne? Nu cumva, Doamne? Și Domnul a spus, nu, voi sunteți curați, dar nu toți. Și curat nu însemna în termenii în care îi cunoaștem noi. Curat însemna a avea pe Isus sau a vinde pe Isus. Deci a spus că e necurat fiindcă urma să vândă pe Iisus. Asta e o ființă necurată. Revenind la cuvintele cântării noastre, te aleg mereu, te aleg mereu, mântuitorul meu. Când l-am ales pe el, n-am ales o scurtătură. El a pus pe aproapele lui mai presus de el însuși s a spus între voi, eu sunt domnul și învățătorul, dar observați că am e, trăit și am lucrat ca un slujitor. Eu servez la masă, eu am spălat picioarele tuturor. Aceasta e calea. Scurtătura este cea care a recitat-o doamna Maya Morgenstern la Ierusalim recent, poezia Ștergaru. Ați văzut acolo? Păi eu, păi eu, păi eu, nu. Și a rămas el. Totdeauna. Și nu este diferit până în ziua de astăzi. Am văzut puterea acestui cuvânt într-un tren odată când mergeam de la București la Timișoara cu un doctor musulman, doi doctori musulmani. Dar unul era creștin, adică nu era musulman. Doi, erau doi doctori, dar unul musulman și unul creștin. Și creștinul a, a dormit în București, s-a culcat în București și s-a mai trezit la Timișoara. Iar musulmanul a lucrat toată noaptea să mă câștige la credința lui cu permisiunea mea. Eu i-am spus lui, work on me, lucrează-mă. Spune mie ce ar trebui să schimb eu în viață, spune mie cum ar trebui să fiu eu, ca să fiu un, un credincios, să fiu un supus lui Dumnezeu. Islam înseamnă supunere. Zic, spunem lucrul ăsta. Așa am plecat de la București până la Timișoara. Nici nu știu când a trecut timpul. La Timișoara... Dumnealui a încercat să mă târască în Iugoslavia, plătesc orice, vină cu mine în Arabia Saudită, eu am petrol acolo, vreau să vorbesc cu părinții mei, părinții mei te înfiază, vreau să fii parte cu, cu mine. Spune. Și am spus, zic, ești cu mult mai bun decât mine, vreau să spun. Zic, eu am o grădină prăpădită cu mărăcini într-un sat numit Unguren și zic eu nu m-am gândit să o împart pasta cu tine. Și tu ai toată lumea la degetul mic și tu te-ai gândit să parți cu mine. Uite ce suflet ai, frate, zic. Nu, eu nu am ce să împar cu tine, dar vreau să împar ceva cu tine totuși. Și dânsul stă pur și simplu încordat, nu știe ce să înțeleagă, pentru că la fiecare lucru care mi-a spus, am ridicat oglinda Hristos Iisus, dar ce zici de acesta? Nu de acest, ce zici de acesta care este? Am ridicat oglinda aceasta înaintea lui. Și de fiecare dată s-a închinat, când și-a dat seama cu cât mai înalt era Domnul, și apoi mă întreabă la Timișoara, cine crezi că este mai mare, Hristos sau Mahomed? Pentru că pentru el Iisus este un proroc. Dar nu numai pentru el, pentru multă lume și din vremea lui Iisus îi spuneau că este un proroc. Bun, cine crezi? Și atunci am avut o, un moment așa de, de cu tremurare sufletească și am spus zic că Mahomed este mai mare. Și a sărit după bancă, s-a speriat și omul ăsta care dormea, s-a speriat și ăsta a sărit în somn ca a sărit după bancă și a spus, domne, îți dai seama ce, domne, ești creștin, îți dai seama ce vorbești. Păi oamenii au murit pentru treaba asta, știu. Dar cine ți-a spus așa ceva, domne? Cum de... Și a spus, zic, Iisus mi-a spus lucrul ăsta. Cum ți-a spus Iisus? Mi-a spus așa, uite, eu sunt domnul și învățător, dar în mijlocul vostru sunt ca acela care slujește. Cine mai mare? Cine stă la masă și mănâncă sau cine slujește la masă? Cine, slujitor, ospătarul vine și cine, cine este mai mare, întreabă Isus. Și ei spun, normal, cine stă la masă, ia boierii și vine slujitorul și le aduce mâncare una alta. Și zic, Iisus a slujit lui Mahomed cu propria lui viață. Și a dat sângele pentru el, pentru mântuirea lui, a luat păcatele lui asupra lui. Mahomed este boierul care stă la masă, și Isus este slujitorul care l-a servit pe el. Căci deci, între oameni, cel mai mic în împărăția cerurilor este el. Niciodată cineva n-a coborât sub nivelul umilinței și smereniei lui. Când a învăța despre smerenia Domnului Hristos, omul acesta a fost cutremurat și a încercat să mă tărească în Arabia Saudită, cum v-am zis, și să mă duc la părinții lui și așa mai departe. Și i-am spus, nu, sunt într-o slujbă care nu mi de să mă ocup de petrol la ora aceasta. Am o, altă chemare. Dar zic, că am o invitație pentru tine, frate. Uite, Isus a spus așa că la venirea lui iară o să facă ce a mai făcut aici. Când v-a întins masa și a servit pe toată lumea și le-a spălat picioare și îi spune că se va încinge, adică asta înseamnă un slujitor, și va servi la masa asta. Zic asta se întâmplă în împărăția cerurilor. Se întâmplă acolo unde locuiește Dumnezeu, la tronul lui Dumnezeu. Nu, Iisus nu este schimbat cu nimic. Zic El va servi din nou. Dacă nu mai crezut acum că e slujitorul tuturor, ai să vezi lucrul acesta. Și zic pentru că eu nu am ce să-ți dau, Îți dau această invitație, îți adresez această invitație. Vino și stai lângă mine. zic. O să fim la masă și am să te întreb, e adevărat că Isus este slujitorul tuturor sau nu? Și tu ai să-mi spui că este mai mult decât adevărat. Dumnezeu să ne dea totdeauna Duhul acesta să fie și să rămână cu noi toți. Amin. Tată, îți mulțumim mult pentru chemarea pe care ne-ai adresat-o. Ajută-ne ca întotdeauna în viață să mergem pe cale. dă Doamne, înțelepciunea de a te alege pe tine, oricare ar fi împrejurarea vieții. Și dincolo de aceasta ajută ca prin noi, aproapele nostru, să cunoască bunătatea și îndurarea ta. În numele Domnului nostru Isus Hristos. Amin.